Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Cei mai buni piloți de raliu din țară se vor întrece la campionatul național de viteză în coastă. În acest moment, în Valea Jiului, lucrările la bazinul didactic de not din municipiul Lupeni avansează și trecerea de la anotimpul cald la cel rece ar putea avea impact asupra sănătății noastre emoționale. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Cei mai buni piloți de raliu din țară se vor întrece la campionatul național de viteză în coastă. Evenimentul a ajuns din nou în Valea Jiului, iar deschiderea oficială va avea loc astăzi, începând cu ora 19, în fața Palatului Cultural Minerul din Lupeni. Potrivit organizatorilor, peste 50 de piloți vor fi prezenți în calitate de concurenți în cadrul trofeului Straja 2023. În weekendul din 2-3 septembrie va avea loc a 5-a etapă de viteză în coastă, o etapă organizată de Federația Română de Automobilism Sportiv și este a doua etapă organizată consecutiv aici la Straja. Din punct de vedere al traseului de concurs vom alerga între stațiunea Straja și localitatea Lupeni. Vom avea la start 57 de mașini împărțite în două categorii, automobile de concurs tip turisme și automobile de concurs tip de circuit, dacă pot să spun așa, niște mașini profesioniste de curse. Programul este sâmbătă și duminică, în fiecare zi începând de la orele 9. Avem în prima zi, în cea de sâmbătă, 5 urcări, în termenul nostru se numesc manșe, după cum urmează 3 manșe de recunoaștere, 2 manșe de antrenament cronometrat. Manșele de antrenament cronometrat dau ordinea de start din a doua zi, din ziua concursului. Iar duminică, începând tot cu ora 9, vom avea 2 manșe de recunoaștere și cireașa de pe tort, manșele de concurs. La final, câștigătorii își vor primi premiile, chiar aici unde filmăm, la Palatul Cultural Lupeni. Evenimentul este organizat de Federația Română de Automobilism Sportiv și mulțumim Consiliului Județean Hunedoara și Primăriei și Consiliului Lupeni. Autoritățile locale din Lupeni își doresc ca trofeul Straja să devină o tradiție și un eveniment ce va fi organizat în fiecare an. Am zis tot timpul că vom face în așa fel încât în municipiul Lupeni să avem foarte multe evenimente și evenimente care să fie din ce în ce mai importante. Și ne bucurăm că am reușit împreună cu Federația de Mașini, împreună cu Consiliul Județean, să facem în așa fel încât să avem competiție națională în municipiul Lupeni, coastă 1 și coastă 2. Ne bucurăm că avem undeva la 53 de concurenți care s-au înscris, vom avea viteză multă în ceea ce înseamnă municipiul Lupeni, vom avea străzile pline, sunt convins că oamenii își doresc foarte mult să vadă aceste mașini frumoase, fac poze, se bucură de ele, întreabă echipele tehnice pe care le au referitor la detaliile mașinilor și mă bucur că am reușit împreună cu Consiliul Județean să facem campionatul național în municipiul Lupeni. O să facem în așa fel încât o să păstrăm această tradiție ca să fie o obișnuință pentru noi și în fiecare an să avem evenimente așa frumoase. Încercăm să umplem cât mai mult zona de jos, fiindcă începând de mâine, de dimineață, toate aceste mașini care sunt în spatele meu și care vor mai veni pe parcursul acestei zile vor face o expoziție în față la cinematograf. Acolo vom închide perimetrul la Lidl și în partea de sus, astfel încât în zona cinematografului vor avea fiecare un stand. Fiecare mașină va avea un stand acolo și copiii vor putea merge să-i viziteze, să-i întrebe, să facă poze cu ei, să intre în mașini, să se bucure de frumusețea acestor mașini frumoase, care cu siguranță au sute de cai putere, care sunt prelucrate în mod deosebit ca să poată să urce cu viteze, zic eu, destul de mare. S-a atins anul trecut 247 de km la oră, a fost viteza cea mai mare pe care a prins-o o mașină. Ne dorim și anul acesta să se audă motoarele așa frumos. Știu că oamenii anul trecut s-au bucurat într-un număr foarte, foarte mare, s-a umplut drumul din Straja pe stânga și pe dreapta. Avem și foarte mulți voluntari care au grijă ca și oamenii să nu pățească nimic, astfel încât să închidă acele zone care ar fi problematice din punct de vedere al virajelor. Le doresc tuturor cetățenilor municipiului Lupeni și a Văii Jiului să se bucure de aceste mașini frumoase, să vină într-un număr cât mai mare și să facem cât mai multe poze și să ne bucurăm de acest eveniment frumos.
Ediția de anul acesta aduce câteva schimbări comparativ cu cea din 2022. Din punct de vedere ale organizării și a traseului de concurs, am venit cu un surplus. Avem baloți de protecție. Anul trecut baloții au fost înlocuiți cu anvelope și din punct de vedere al securității, din punct de vedere pilotaj, este mult mai bine cu baloți. Suntem mult mai atenți față de anul trecut din ceea ce înseamnă amenajarea traseului. Iar din punct de vedere sportiv, sperăm să obținem din nou un nou record pe acest traseu minunat. Lucrările la construcția bazinului didactic de not din municipiul Lupeni avansează. Acum se lucrează la interior, iar în perioada următoare se va amenaja și parcarea. Autoritățile preconizează că bazinul va fi gata până la sfârșitul lui 2023. Bazinul este amplasat în zona Agrement, în apropiere de stația de plecare a telegondolei către stațiunea montană Straja. Acesta va fi al patrulea bazin didactic de not din Valea Jiului, după cele de la Vulcan, Petroșani și Petrila. La bazinul de not se lucrează la ceea ce înseamnă gresia și faianța în interior. Este o echipă formată din mai mulți oameni care și în acest moment lucrează acolo. Urmează să vină o altă echipă pentru a pune gresia și faianța în bazinul de not. Acolo încă nu au început să facă acest exercițiu, dar sunt convins că într-un interval de timp destul de scurt vom reuși să finalizăm lucrarea. Mai sunt mici lucruri de făcut, mai este o parcare de făcut acolo lângă, mai sunt niște ziduri care trebuie să fie realizate de către firmă, se lucrează într-un ritm destul de ok și sperăm să reușim ca anul acesta să finalizăm această lucrare, care este una deosebit de importantă pentru municipiul Lupen, pentru copiii din municipiul Lupen, pentru cei care iubesc acest sport, dar este importantă și pentru cei care vin în stațiunea Straja pe timp de iarnă și nu numai. Valoarea proiectului ce vizează construcția unui bazin didactic de not în municipiul Lupeni este de aproximativ 12 milioane de lei. Odată cu finalizarea lucrărilor, acesta ar putea fi utilizat de copii în timpul orelor de sport, dar și de către iubitorii de not, în afara programului școlar. De-a lungul anilor, orașul Aninoasa a avut parte de vremuri bune, dar și de vremuri rele. Cetățenii celui mai mic oraș din județul Hunedoara au opinii diferite atunci când vine vorba de trecut, prezent și viitor. Sunt aproape 35 de ani de când Aninoasa a obținut statutul de oraș. Mulți însă susțin că în prezent localitatea se află într-un declin, în special comparativ cu perioada de până în primăvara anului 2006. Atunci a fost închisă exploatarea minieră Aninoasa. Astfel, acum în 2023, oamenii declară că nu mai sunt mulțumiți de ceea ce văd în jurul lor și cum arată orașul în prezent. Deocamdată nu ne place. Coloniile așa care se vede care sunt distruse aproape, mai ales colonia așa. Să teroare, mai ales să se lucrați în pod acolo, să vedeți cum arată, stau vecini, nu știu cum stau vecini acolo. Deci, teroare, deci, eu n-aș sta în așa mea acolo. Deci, eu am 5-7 de ani, dar au fost altfel, ca acum. Erau alți oameni pe care ieșeau la lucru, lucrau pe la canalele astea cum sunt, pe la vale, pe la fața coloniei, făceau curat, făceau, dar acum nu prea îi vezi să iese. Nu-mi place. Era mai faină pe timpul lui Ceaușescu. Adică, de ce să vă spun? No, că nu poți cu să aducă muncitori mineri, dar dumneavoastră ești mai în vârstă, știi? No, au stricat căsuțele și au făcut blocurile. Pe vremea aia era toată Aninoasa plină de flori de ăsta. Acum, cum să vă spun? Noi puțin să facem. Deci, putem să facem, să educăm, dar nu este interes. Nimeni nu te ajută, nimeni. Te duci undeva și cer, uite, domnule, ce-a făcut ăla acolo. Nici nu se uită la tine. Cum, domnule? Dar legea nu este lege și pentru ăla mare și pentru ăla mic, pentru toți, domnule. Legea de nu contează că-i cef mare, dar dacă a făcut rele, să fie, domne, și ăla, și educația asta, să toată lumea, domne, să plânge, uite, dar să aude, uite, domne, ce-a făcut țara, uite ce-a făcut. Aici, o stricat ceasul pus, domne, de oameni, domne, pentru folosul nostru.
Cetățenii din Aninoasa afirmă că lipsa locurilor de muncă reprezintă o foarte mare problemă. Eu sunt pensionar, am ce la mine, dar sunt pentru tineret foarte, foarte, foarte greu. Am doi băieți care lucră la șantiere, pe la construcții, merg dimineața până seara. E greu, pentru ei e foarte greu. Foarte, foarte greu. Sunt unii oameni care nici nu vor să lucreze. Și cu ăla se poate lua o măsură. Stai mă, vrei, nu vrei, dar din ce trăiești? Nu? Trebuie întrebat și oamenii ăștia. Și că nu mai merge să mă duc după Bureți, să văd Bureți, să văd, nici după Bureți nu se mai duc acum. Cât se zice puțuror, domnul? S-au învățat oamenii să nu lucreze, domnul. Cum, domnule? La noi e mai mult mai tragic, că e, cum să vă spun, e pe stămână. Și cine vine să facă ceva investiții? Nu, loc ar fi. Cum ar fi la Corsus, la mine ar fi unde să facă un loc. Dar și acolo ar putea să facă de distracție, un strand mare, că de dimineață și până când apune soarele, acolo e numai soare. Deci ar fi să faci ceva. Totuși, cetățenii încă speră la un viitor mai prosper al localității. Sperăm că fac bine. Din ce în ce mai bine. Da. Pentru noi, pensionarii, da, dar pentru tineret, nu cred. În 2013, Aninoasa devine primul oraș din România care intră în insolvență. Cauza principală au fost datoriile administrației publice locale, care erau mai mari decât bugetul anual. După împlinirea vârstei de 18 ani, școala de șoferi este un țel important pentru tinerii din Valea Jiului și nu numai. Însă, pregătirea pentru promovarea acestui examen presupune un studiu laborios atât în ce privește partea teoretică, cât și partea practică. În ceea ce privește școala de șoferi, pregătirea teoretică este la fel de importantă ca și cea practică și fiecare viitor șofer trebuie să fie conștient de aceste aspecte. Partea teoretică are un număr de 30 de ore de pregătire, partea practică la fel 30 de ore, total 60 de ore. Și noi ne străduim să facem legea rutieră înțeleasă. Legea rutieră nu este grea, este foarte grea, este greu de înțeles în cazul în care nu se face un studiu amănunțit a ei. Prezenta cursanților la acest curs este bună sau aproape de bună. Aici intrăm în amănunte, după aceea când ieșim cu mașina în trafic și la cursul de pregătire practică, se leagă teoria cu practica și e mult mai ușor de obținut rezultatul admis la examenul final. Luând în calcul numărul mare de mașini prezente pe șosele, dar și diversele situații și evenimente la care trebuie să facem față în trafic, instructorii sunt de părere că mărirea numărului de ore, atât practice cât și teoretice, ar fi benefică. Ținând cont de ce se întâmplă acum în trafic, la amploarea numărului de mașini, spațiu rezervat traficului rămas la nivel mic, e nevoie de pregătire mult mai mare, părerea noastră, părerea mea. Programa școlară este rămasă din anii dinainte de 89, din 89. Modificările care au apărut nu au venit în sporirea pregătirii teoretice și practice. Deci, ca esență, ca idee, ar trebui mărită perioada de școlarizare. Atât numărul de ore practice, acolo ar trebui umblat, cât și cele de teorie, să zicem. Trecerea de la anotimpul cald la cel rece poate avea un impact asupra sănătății noastre emoționale. Psihologii însă vin cu câteva sfaturi.
Este într-adevăr un sentiment pe care oamenii îl au, mai ales că vin după concediu. Asta este povestea. Și de obicei intră în depresie, intră într-o stare de tristețe, de melancolie, pe care nu știu să o gestioneze. Surprinzător, poate, pentru publicul care ne ascultă, soluția ar fi exact înțelegerea fiecărui moment pe care viața îl are. Pentru că noi, în viața de zi cu zi, încercăm să mergem, să facem jump-uri între trecut și viitor. O, ce frumos a fost în vară, ce bine ne-am simțit în concediu, fai, ce s-a întâmplat, dar dacă suntem cinstiți cu noi, noi în perioada de concediu nu am trăit concediul la maximul care s-a putut. Noi doar acum ne gândim la cât de frumos a fost concediu. Dar atunci când am fost în concediu, ne-am gândit fie la, să mă duc la servici, mamă, și vine acum, să vezi ce treabă am la servici, sau la trecut, la tot ce s-a întâmplat, și povesteam în concediu, fie că merg cu prietenii, fie că merg cu familia, tot despre lucruri care s-au întâmplat în trecut. Și pentru că noi nu suntem obișnuiți să trăim fiecare moment al vieții noastre așa cum suntem, riscăm să nu vedem toamna cu rostul ei. Psihologul menționează că una dintre cele mai importante etape este comunicarea, felul în care alegem să facem tranzitul între perioada de vară și perioada rece, și de asemenea activitățile pe care le putem practica. Și anume de a face tranzitul între perioada de relax, de căldură, de relaxare până în final, pe scurt, și perioada de iarnă, care înseamnă un pic de hibernare, un pic de frig, un pic de... sau partea, dacă ne uităm la Petroșani, partea sportivă, pentru că noi o putem accesa foarte ușor. Alții dau bani foarte grei ca să poată să meargă la munte, să poată să facă un schi sau să se uite în natură, să traverseze, să facă o drumeție în natură, în zăpadă, chiar în zăpadă. Și știți că sunt mulți dintre noi, în Petroșani, care au trăit o viață în Petroșani și ne-au urcat în Părâng, sau în Straja, sau la Pasul Lurcan, sau nu s-au dus să mănânce o porție de păpanaș, undeva în munte, sau să ia aer curat. Și atunci nu trăim real, de aceea avem stări de genul acesta care ne duc la depresie. Și să înțelegem că și dacă este ploaie, dacă plouă, nu înseamnă că nu pot să ies sau să nu pot să stau în casă și să am activități în familie, dar dacă noi nu suntem obișnuiți să comunicăm cu adevărat în cadrul familiei, vom avea astfel de stări. Începând de astăzi, petrilenii și nu numai sunt așteptați la toamna petrileană. Aici, timp de 3 zile, vor avea parte de distracție, muzică, joc și voie bună. Tarabele pline de bunătăți și așteaptă deja clienții dornici de experiențe culinare unice. De la grătare la dulciuri, sucuri, vinuri, fructe și legume proaspete, toate dau evenimentului un aer de sărbătoare. Bună ziua! Anul acesta la Petrila găsim, la fel ca de fiecare dată, doar bunătăți, printre care avem ciolanul de casă, presat și semi-afumat, cârnăciori proaspeți, cârnațul de casă, micii, ca întotdeauna. Cel mai bine și cel mai bine, petrilenilor îi place ciolanul, dar și micii de deva. Prețurile s-au menținut, sunt chiar ok față de anii trecuți. Cu ce produse ne surprinde? Cu baclavale turcești, cu fistic și nucă. Avem sujuku, care nu conține zahăr, e făcut din rodie și strugure, nucă, sunt produse naturale 100%. Rahatul cu fistic și trandafir. Cafeaua la nisip avem specific turcesc. Baclavalele, eu le fac personal. Celelalte produse, rahatul și sujuku, sunt aduse din Turcia. Eu mai fac aici niște plăcinte turcești cu brânză, sunt coapte pe grătar, cu brânză cașcaval, mărar. Plăcintele se fac aici pe loc, în fața clientului. Avem la zilele toamnei calamar, ciuperci foarte proaspete, cordon bleu, aripioare. Avem mici de bulcan, cei mai buni mici din Hunedoara, coaste de două feluri, și afumate și marinate, cârnați făcut în casă, ciolan, ceafă, frigărui, piept de pui, piept de porc. Prețurile sunt super ok, adică raportat calitate-preț sunt foarte ok.
Din toată atmosfera de sărbătoare de toamnă nu ar putea lipsi muzica, ce va fi asigurată atât de artiști locali, cât și de cântăreți de renume, precum Ionica Moroșanu, care va încânta publicul petrilean și va urca pe scenă sâmbătă seara. Așa place mie și lumea mă știe, petrec până dimineața. Din cât ies pe lume, orice ce ai spune, nu-i nimic frumos ca viața. Ziua bună, dragii mei, sunt Ionica Moroșanu, iar sâmbătă, pe data de 2 septembrie, vă dau întâlnire la un super concert în orașul Petrila, județul Hunedoara. Îmi doresc din tot sufletul să veniți într-un număr cât mai mare, să iasă, frate, petrecere mare. Așadar, nu uitați, sâmbătă, 2 septembrie, Petrila, județul Hunedoara, super concert în aer liber, Ionica Moroșanu și mulți alții. Vă țup, Doamne ajută, ne vedem acolo! Duminică pe scenă va urca faimoasa artistă cu mii de fani și vizualizări online, Amna, care face ca distracția să fie completă și seara să se încheie în forță. Și dacă 1000 de ani trec peste noi, dacă viața ne încearcă pe amândoi, să nu uiți, ne-am iubit ca nebunii, undeva la capătul lumii. Și dacă mâinile tale ating alte mâini, tu în brațele ei, eu în brațele lui. Așa fericită să vă anunț că pe data de 3 septembrie facem show în Petrila. De-abia aștept să ne vedem. De-abia aștept să ne vedem și să facem super, super show împreună. Cântăm la capătul lumii, Cireș de Mai, Fără Aer, Arme și toate piesele pe care voi le-ați cerut acolo pe Instagram. Vă iubesc! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!